14 orașe din țară vor fi modernizate cu ajutorul guvernului polonez. În prima etapă au fost selectate 6 localități care vor beneficia de un grant în valoare de 200.000 de euro pentru modernizarea infrastructurii. Vor fi construite terenuri de joacă, locuri de parcare sau se vor face proiecte de iluminare stradală. Sunt niște proiecte pilot care urmează fie implementate și ulterior fie bunele practici de la acest proiect, urmează fie replicat ca și o bună experiență pentru celelalte orașe. Pentru a participa la programul de revitalizare urbană, autoritățile locale trebuie să identifice zona care urmează să fie amenajată și să aibă cel puțin 20% din suma necesară pentru implementarea proiectului. Cimișlia este una dintre localitățile ce vor beneficia de bani polonezi. În scoarul copilăriei din oraș va fi amenajat un teren sportiv multifuncțional. Terenul data să aibă suprafață de circa 1300 de metri pătrați, care va beneficia toți copiii din oraș și toți vizitatorii parcului. Tot acolo va fi construită o toaletă publică și două vestiare. Este prevăzut accesul separat pentru persoane cu dizabilități, instalate baterii solare pentru prepararea pe caldi. Pentru acest proiect, autoritățile locale au nevoie în jur de 1,5 milioane de lei. Din Polonia vor veni 600 de mii de lei, restul sumei urmând să fie alocată din bugetul local sau din alte fonduri. Am mai discutat cu agenții economici care sunt gata să contribuie. Vâlenii de Munte, oraș înfrățit din județul Prahova cu orașul Cimișlia, sunt gata să aloce și 25 de mii de euro. Și un cartier din orașul Ungheni va fi modernizat. Vor fi amenajate parcări pentru autoturisme, vor fi amenajate căi de acces, trotuare, de asemenea va fi amenajat și un parc fotovoltaic care va asigura cu energie aceste blocuri locative. Iar copiii de la grădinița numărul 6 din Comrat vor avea parte de condiții mai bune. Trebuie să amenajăm teritoriul în grădiniță și facem să fie mai caldă și schimbăm acoperișul. Reprezentanții polonezi susțin că este foarte important să se investească în orașe. Takie programy w tej chwili są realizowane w Polsce przez polskie miasta i chcemy tymi doświadczeniami podzielić się z miastami mołdawskimi. Proiectele urmează să fie realizate până în luna octombrie.